AFC Dunărea Călăraș joacă primul meci de pe teren propriu din sezonul Ligii a doua în compania celor de la Petrolul Ploiești, etapa a treia, duminică 18 august de la ora 15:30. După cum știți, duminică, începând cu orele 15:30, echipa noastră dispută primul joc pe teren propriu, pentru că, din păcate, țintarul, zic că nu a fost de partea noastră. Primele două etape le-am disputat în deplasare și, din păcate, le-am întors acasă cu torba goală, adică fără niciun punct. Au fost două partide. Prima partidă de la Arad a fost o partidă în care echipa noastră, cu puțină șansă, zic, a fost o partidă televizată și probabil ați văzut și dumneavoastră jocul, cu puțină șansă, dacă reușeam să deschidem scorul noi în prima repriză, în finalul primei reprize la ocazia imensă a lui Taher Bawab, probabil alta era evoluția jucătorilor noștri în repriza a doua și probabil putea fi altfel și scor. La Constanța, eu zic că a fost un joc mai bun, să vede o creștere în jocul echipei noastre, o creștere care ne dă speranțe pentru viitor. E clar, suntem o echipă, trebuie să recunoaștem cu toții, în reconstrucție. Au mai rămas 3 jucători din vechea gardă. Am transferat 17 jucători până la momentul actual și probabil în cursul săptămânii viitoare o să mai apară 2 jucători. E posibil 3, dar 2 jucători cu siguranță. Sperăm prin achiziționarea celor 2 jucători care nu mă ascund față de dumneavoastră să vă spun că să fie jucători pe postul de fundaș central, pentru că considerăm că acolo suntem deficitari. Cu lotul acesta vom aborda, vom merge până la finalul acestui tur de campionat. Pentru a prefața partida de duminică, o să invit la microfon pe tehnicianul echipei noastre. Mă repet, o partidă pe care ne așteaptă o partidă dificilă, suntem conștienți cu toții, dar în același timp, eu zic că printr-o atitudine bună a jucătorilor echipei noastre, printr-o disciplină tactică bună, printr-o concentrare a jucătorilor echipei noastre, putem obține și ne dorim foarte mult să obținem un rezultat favorabil, adică victoria. Bună ziua! Într-adevăr, ne așteaptă duminică un joc greu. Toate jocurile sunt dificile, iar conform evoluției noastre putem să ne facem jocul mai greu sau mai ușor. Întâlnim o echipă cu pretenții pentru promovare, o echipă care are în componența ei mulți jucători de Liga 1, însă este primul joc pe teren propriu. Venim după două rezultate slabe. Știți că la fotbal 2-3 zile se vorbește de cum a fost meciul, rezultatul contează. La momentul ăsta avem 0 puncte, deci suntem într-un moment dificil. Undeva anticipat, cu toate că noi, cred că toți, conducere, staff și jucători, ne-am fi dorit să fie mai bine. Ei, depinde de noi să ne facem un meci mai ușor și să începem să acumulăm puncte, pentru că ne propunem obiective îndrăznețe, ne dorim foarte mult să creștem și calitatea jocului, dar cel mai important este să avem și rezultate, pentru că rezultatele și clasamentul sunt oglinda muncii pe care o prestă. Adică, cum a spus și mister, avem un meci dificil. Este o echipă cu mare experiență, dar, iarăși, eu sunt adept la un meci și la un joc, să ne-l pregătim noi al nostru și să nu ne uităm la echipa adversă. Ne pregătim destul de bine și de serios ca să facem un meci cât mai bun și să ne atingem obiectivul. Eu sunt foarte puțin la această echipă, dar am revenit la această echipă de puțin timp și am înțeles ce vrea mister, am înțeles ce vrea domnul președinte și sper să ne obținem tot ce ne dorim, începând de la acest meci.
ce facem cu echipa, din punctul meu de vedere energetic. Echipa, v-am zis, într-adevăr, avem 0 puncte, dar asta că nu merge bine din punctul dumneavoastră de vedere, trebuie să-mi spuneți ce anume v-am mulțumit, că avem 0 puncte, da, corect. Din câte știu, obiectivul e promovat. Da, promovarea se realizează după ultima etapă. Știu și asta. Știți că au fost foarte puțini jucători, știți că timpul e destul de, deocamdată a fost destul de, scurt. Am și avut 2 deplasări unde cred că vor mai pierde echipe puncte. Nu zic că sunt 2 echipe invincibile, dar ați văzut. Urta, de exemplu, a câștigat și la Petrol. 2 echipe care au început bine campionatul. Însă acest campionat este lung. Normal că obiectivul este același. Eu, cel puțin, asta îmi doresc. De asta am venit aici, să încerc să și pentru mine este o nouă provocare și eu îmi doresc ca probabil toți jucătorii la orice meci să câștig. Și cu cât obiectivul îi mai îndrăznesc, chiar dacă în momentul ăsta avem 0 puncte, cu atât satisfacția va fi mai mare. Dar învingătorul este un visător îndrăzneț. Da, și învingătorul ia totul de fiecare dată. Și aveți dreptate în momentul ăsta cu 0 puncte. E un moment dificil, dar asta v-am și spus. Cu toate că poate credeam că o să fie mai bine. Discutabil despre jocuri, putem la fiecare joc să venim și cu argumente și cu plusuri, dar și cu minusuri. Nu vreau să spun că puteam să avem mai multe puncte pentru că e o aberație, că avem 0, dar jocul mai ales după etapa a doua, ne dă speranță și eu am încredere în jucătorii pe care îi antrenez și este și normal ca toți să ne dorim pe viitor victorii. Ce impresie v-a lăsat Petrolul? S-au văzut pe TV în ambele meciuri? Da. Dacă ar fi să discutăm puțin, UTA a fost un adversar necunoscut la ora respectivă pentru că n-am avut jocuri cu ei, filmate, după ce a început prima etapă, de asta zic, și un clasament mai real după vreo 9 etapă, după părerea mea, în Liga a doua. Petrolul, primul meci, a avut probleme destul de mari la Metalul Globus, însă s-a văzut experiența unei echipe cu mulți jucători de Liga 1, pentru că au crezut în șansa lor, au revenit de la 1-0 și au câștigat în ultimele secunde. Asta înseamnă că e o echipă cu mare încredere în ea. Etapa a doua, dacă v-ați uitat la meci, eu zic că rezultatul este destul de mincinos cu primelele de rigoare. Exact ca și la noi, rezultatul rămâne. UTA a fost o echipă pragmatică, iar golul 2 și 3, în minutul 90 și 94, practic, în opinia mea, înfrângerea este înfrângere și dacă e 3-0 în loc de 1-0, e cam același lucru. Chiar dacă în Liga a doua nu se înjumătățesc punctele, nu se șterge pe la veraj. Înfrângerea este la fel și la fel de dureroasă și cu 1-0 și cu 3-0. Însă, dacă ați văzut meciul, Petrolul cred că l-a controlat, a avut destul de multe ocazii, este o echipă, cum v-am zis, care e și ajutată, de sprijinită, să zicem așa, de public. Va fi un meci dificil. Să sperăm cu un meci frumos, pentru că și noi avem în componență jucători care au fost în Liga 1, cu experiență și de la care avem pretenții mai mari. Ce meciuri importante vor urma? Cum le evaluați? Păi cum v-am zis, în momentul ăsta cam toate meciurile sunt dificile. Urmează o deplasare pe urmă la Miercurea Ciuc, o echipă care pe teren propriu se pare că joacă foarte bine. Vine în Ripensia, care ați văzut prima etapă la Pitești, a furnizat o surpriză și o echipă care și în campionatul trecut a jucat cu mai multe deplasare. Toate meciurile sunt grele, dar foarte important este să începem să
reușim și noi să acumulăm punct sau puncte, ca pe urmă să începem să legăm câteva rezultate pozitive. Asta e foarte important în momentul în care echipa se omogenizează, să legi rezultatele pozitive. Și eu cred că o să vină și o serie de rezultate pozitive. Am speranță, am încredere, o să muncim, dacă muncim bine, o să vină și rezultate. Petrolul e cotată cu prima șansă la pariuri. Asta vă dă posibilitatea să aveți o presiune mai mică pentru duminică? Ei, presiune mică, ce să zicem, presiune... S-a mai văzut cazul când carul mic a răsturnat... Dar nu e vorba de... V-am zis, primele etape, într-adevăr, la buget, la lot, probabil că au prima șansă la pariuri, nu știu cum sunt cotate echipele și nu mă interesează. Dacă Dunărea e cotată slab, pariați pe Dunărea. Poate câștigați bani. Deci mergem la victorie. Numai la victorie. Problema e că avem și noi 0 puncte. Presiune avem și noi. Nu contează că jucăm cu Petrol și avem presiune mai mică. Nu. Presiunea ți-o dă poziția în clasament, ți-o dau trecerea meciurilor, da. Eu zic că e de vreme, am încredere că echipa se va forma, cum am zis, poate o să mai reușim și 2-3 transferuri, pentru că ăsta e sistemul și regulamentul și ne permite ca până în septembrie să mai îmbunătățim calitatea lucrurilor. Dar eu zic că și în momentul acesta putem face față meciului de duminică și numai să facem față, să-l câștigăm. Este dorința noastră, pentru asta ne-am antrenat. Accidentați. Avem cei doi jucători, Raiciu și mai vechiul Mendiop, care sperăm că revine undeva la începutul lunii octombrie. Este o problemă. L-am dorit în lot. Era jucător, a rămas la Dunărea și, din păcate, e greu acolo să mai încărcăm grila cu un alt jucător. Deci, până în octombrie, e un risc asumat, trebuie să avem răbdare, pentru că o să vină și sper să vină cu refăcut și să așa cum îl știm noi. Domnule președinte, dacă vor continua investițiile Consiliului Județean în fotbalul Călărășean, mă refer și la nocturnă. Ce ne puteți spune? Cu siguranță am purtat discuții cu domnul președinte al Consiliului Județean și cu domnul director Grama și continuăm investițiile la stadion. M-am interesat despre Academia de Fotbal. Ce pași au mai făcut? Academia de Fotbal, primii pași, o să avem prioritate, este infrastructura. Dacă nu avem infrastructură, nu putem dezvolta o Academie de Fotbal. Se poartă discuții și eu zic că în curând o să se găsească locația unde să mai construim 2-3 terenuri de iarbă și un teren de sintetic pentru Academie și atunci cu siguranță vom da drumul Academiei. Va avea buget separat? Academie? Da, Academia va avea, probabil în anul 2020, va avea un buget separat. Păi nu așa se poate face o Academie care să fie profitabil și să fie, într-adevăr, o Academie de Fotbal. Se găsește și sponsori mai ușor, pentru că ideea... Trebuie să găsim și sponsori, că nu bani publici, niciunul nu sunt acolo. Așteptăm, ușile sunt deschise și am purtat discuții, sperăm cât mai multă lume să fie alături de echipa Fanion a județului Călăraș. Pe această care fac și apel publicului din Călăraș, să vină la jocul echipei noastre. Sunt puțin dezamăgiți după retrogradarea echipei, o retrogradare venită în minutul 96, nu e greu de digerat. După 2 înfrângeri ale echipei noastre, dar să nu uite că suntem o echipă în reconstrucție și cu siguranță aportul dânșilor contează foarte mult. Să aibă puțină răbdare, asta îmi doresc, să aibă răbdare, să aibă și un viitor apropiat satisfacție. Îi așteptăm un număr cât mai mare.